acolo e mașina lovită rău. Te-am zis că unul e ca și pădine. Deci nu știu cât e. Așa e, mă! Ești superbă! Ce spune el? Veneam de acolo normal și o derapa, l-am văzut cum o derapa, s-a dus stânga-dreapta pe drum, m-am frânat cât am putut, m-am oprit aproape, e tot pe loc și s-a băgat în mine. Cu lateralul a intrat sau? Cu lateral. În rest, văd adică. Câți erau în mașină? O ieși singur sau ați sunat la... Nu, a rămas în mașină, l-am chemat smurdu. Echipajele de urgență ale serviciului Dej au fost solicitate la un accident rutier în care au fost implicate două mașini. Din nefericire, ocupant șoferul uneia dintre mașini, l-am găsit în stop cardiorespirator, s-au inițiat măsurile de resuscitare continuate de către colegii pompieri. Noi ne-am ocupat de cel de-al doilea ocupant al mașinii, pasager spate stânga. Un pacient cu un traumatism craniocerebral sever pe care a necesitat intubație și ventilație. Îl vom transporta la spitalul din Dej pentru investigații. Probabil că va ajunge la Cluj. La ora 15:09, detașamentul de pompieri Dej a fost anunțat despre producerea unui accident de circulație pe raza localității Bobâlna. Ne-am deplasat la fața locului cu două autospeciale de descarcerare și echipajul smurt. La locul solicitării am găsit un autoturism și o dubiță Iveco implicate în accident. În urma impactului, două persoane din autoturismul Ford au rămas încarcerate. După executarea manevrelor de descarcerare, acestea au fost preluate de un echipaj SAJ și un echipaj smurt și transportate la Spitalul Municipal din Dej. S-au gățat în scaie. Da, când mergi la vânătoare și spune, văi, nu ți-ai testat pantalonii. Vă dau numărul. Am numărul, nu vreau să-l trage pe ceva. Mă duc, adică nu pot urca. Da.